Pentru mine, endometrioza a devenit o problemă destul de mare, mai ales pe plan personal. Încă de la debutul menstruației, aproximativ pe la 13 ani, când au apărut primele dureri, dureri extrem de mari, am ajuns de urgență la operații, pentru că, da, am fost operată de 3 ori. Am avut prietene, colege, care poate nu au empatizat așa bine cu mine. Spuneau că e normal, ești femeie, ești la perioada aceea lunii, e normal să ai dureri. Dar, din păcate, nu e normal. Totul a început la 13 ani, cum spuneam și mai devreme, cu debutul menstruației. La primul spital unde am ajuns, din păcate, nu mi s-a dat un diagnostic, mi s-a spus că am ovarele puțin inflamate de la o răceală, dar nu m-am mulțumit cu acest răspuns și am mers să caut opinia altui medic. Așa am ajuns pacienta domnului doctor Simedrea. Endometrioza și-a făcut apariția și pe rect, din păcate, s-a extins. Domnul doctor mi-a curățat ovarele și mi-a făcut un shaving rectal. Tot personalul a fost fantastic, nu știu, atmosfera și domnul doctor la fel, foarte empatici cu mine, m-au ajutat tare mult. Acum sper ca boala să stagneze, având un regim alimentar bine pus la punct, un stil de viață sănătos, sper să fie totul bine, fără recidivă. Acum mă simt bine, durerile s-au ameliorat mult, foarte mult pot spune. Sfatul meu pentru celelalte femei care suferă de endometrioză, le sfătuiesc să meargă la medic, să-și facă controle regulate, analize de sânge. Uneori poate fi o boală tăcută, alteori, ca și în cazul meu, nu, apare cu foarte multe simptome, dar cu ajutorul unui medic bun, cu siguranță boala poate fi depistată din timp.